La codul fiscal din 2015, cam cât timp ați lucrat? Codul fiscal din 2015 a fost un proiect care a început de când îl știu eu, ca fiind început ca și cam din 2013, deci au durat cam 2 ani, dar se pare că anterior au mai fost niște încercări de a consolida acel text, deci practic de prin 2010 au tot fost diverse iterații pentru a ieși cu un text nou. În final s-a reușit ca în 2015 să iasă acest cod într-o formă consolidată și reordonată. N-a fost neapărat vorba de o rescriere, în sensul că s-a luat un text de la zero, ci practic pe forma anterioară a codului s-a încercat o ordonare și o reașezare datorită multiplor modificări. Era necesar de a face un pic de curățenie în textul anterior. Acum, cam în 2 ani și jumătate de guvernare, cât de diferit este actualul cod fiscal? S-a modificat de peste 200 de ori. Da, au fost într-adevăr foarte multe modificări, dar ceea ce a deranjat foarte mult n-a fost neapărat numărul, ci modul în care s-au întâmplat. De cele mai multe ori, din scurt, peste noapte, cu niște transformări substanțiale, mai ales în zona de contribuții, dacă ne uităm toată acea mutare de contribuții de la angajator la angajat, toată reașezarea sistemului de taxare la persoanele fizice, pornită de la o declarație, dacă ne-o aminte, în final de 2017, început de 2018, a început acea toată discuție legată de taxarea persoanelor fizice, care ulterior a culminat cu o modificare de substanță și în totalitate, spune, a modului de declarare a veniturilor obținute de către persoane fizice. Cât de diferit vi se pare acum? Că în proporție de cât la sută din vechiul cod a fost... Ați lucrat la codul inițial de asta. Da, e greu de apreciat în procente. A spune că, practic, zona de impozit pe profit în mare e cam la fel. Zona de micro-întreprinderi, ca principii, lucrul este același. Ceea ce s-a schimbat a fost doar partea de plafoane. La impozit pe venit, așa cum spuneam, și contribuții, cred că au fost cele mai multe modificări. Zona de TVA și accize, iarăși, a fost destul de stabilă, la fel ca și cea de taxe locale. Deci, practic, să spunem că poate un sfert, dacă e să ne referim la partea de impozit pe venit și contribuții, a suferit modificări foarte, foarte ample. Credeți că ar trebui și varianta care se află acum, complet modificată, complet, în proporție de un sfert modificată, ar trebui... Ar fi nevoie de un nou cod fiscal? Poate ar fi nevoie, în primul rând, de o republicare, măcar. Republicarea însemnând o reordonare a articolelor, pentru că au fost foarte multe articole inserate și devine greu de urmărit. Din păcate, însă, și asta a fost o problemă și la proiectul anterior de rescriere, din păcate, o republicare poate fi făcută de către monitor oficial doar după ce toate ordonanțele de modificare sunt aprobate prin lege de către Parlament. Ori sunt încă în circuitul de avizare foarte multe, cea mai amplă fiind ordonanța 79, aceea cu mutarea de contribuții, care încă e în dezbatere în Camera Deputaților, neexistând un orizont de timp foarte clar legat de momentul aprobării. Prin urmare, e greu de anticipat când ar putea fi posibilă o astfel de republicare. Ce modificări ați face pentru un nou cod fiscal, dacă ar fi? Ce ați recomanda? Sunt o serie de discuții deja începute cu privire la o serie de măsuri așteptate de către mediul de afaceri. M-aș referi aici la consolidarea fiscală la nivelul firmelor românești. E un proiect care s-a tot discutat în ultimii ani, s-a ajuns în final la o formă care ar fi trebuit, cel puțin în iarnă era o discuție de a intra într-o dezbatere publică. Sperăm acum pe durata verii să avem o dezbatere pe acest subiect, pentru că e un lucru așteptat de către multe firme românești. Legat de alte modificări, cred că ar trebui să ne oprim un pic cu modificările pe cod. Avem o singură mare problemă legată de taxarea exagerată de marea forței de muncă. Dacă acolo s-ar găsi o soluție, eu cred că în toate celelalte zone lucrurile la nivel de sarcină fiscală totală sunt destul de bine așezate, în sensul că dacă ne uităm un pic în evoluția din ultimii 5 ani, ca să-i luăm ca bază de referință, venim dintr-o zonă în care la nivelul companiei aveam o cotă de
16% impozit pe profit cu 16% dividend, impozit pe dividende. Acum avem 16% impozit pe profit cu 5% dividende. Da. Deci deja e o zonă de confort, zic eu, destul de bună. Pentru zona de micro avem 1% sau 3%, dar să mergem pe ideea de 1% cu un 5% dividende, iarăși la un plafon de aproape de la 1 milion de euro cifră de afaceri și cu lărgirea domeniilor, incluzând și activitățile de consultanță care într-o erau excluse, iarăși creează o serie întreagă de oportunități și din toate discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanța mediului de afaceri, pare că sunt mulțumiți cu acest sistem de taxare, unde intră deja vreo 85%, cred, din total contribuabili plătitori de impozit pe venit. În zona activităților independente, iarăși avem o cotă de impozit de 10% cu o plafonare de contribuții sociale aplicabilă, de fapt, doar la salariu minim, ceea ce, iarăși, înseamnă, zic eu, un lucru foarte, foarte bun. Zona de TVA, dacă ne uităm la cota medie de TVA, cota efectivă medie, venim de undeva dinspre 24, era 23, atunci când aveam cotă standard 24 și cotă reduse foarte puține. Suntem într-un sistem în care cotă de 9% la toate alimentele și cotă de 5% la unele dintre ele, plus o cotă standard de 19, probabil că ne-am dus cu cota medie către 16%. Deci iarăși suntem, zic eu, foarte relaxată zona asta de TVA. La accize a rămas în continuare acea discuție și presiune pe zona de carburanți datorită creșterii accizei care a fost ulterior redusă, recrescută. Iară sunt discuții acum de reducere, dar cred eu că stăm la urmă și cu carburanții undeva în media Uniunii Europene, poate un pic peste medie, dar nu e neapărat o mare problemă. La zona de taxe locale, iarăși, lucrurile au rămas stabile și nu sunt taxele proprietate foarte mari. Cred că marea problemă rămâne, așa cum spuneam la început, taxarea salariilor, pentru că, de fapt, acolo e principala problemă datorită acumulării întregii sarcini fiscale asupra salariatului și datorită cotelor de contribuții sociale mari în final, pentru că 10% impozit pe venit până la urmă e zic eu, chiar o cotă redusă. Ați recomandat de fapt să se scadă contribuțiile, nu? Sunt mai multe metode de a reuși să se reducă sarcina fiscală. Noi am venit cu o serie de propuneri. În primul rând, în zona tinerilor, în zona studenților, propunerea noastră a fost ca persoanele care sunt în continuarea studiilor și care prin lege beneficiază de calitatea de asigurat pentru asigurările sociale de sănătate să nu mai plătească această contribuție de asigurări de sănătate atâta vreme cât obțin venituri din salarii și se află în școală, pentru că practic, statul, așa cum spuneam, și-a asumat să le dea această asigurare, iar obținerea unui venit în salarii, care de cele mai multe ori pentru un student începe cu salariul minim pe economie, cu o sarcină fiscală totală de aproape 40%, e greu de suportat. Și atunci, o eliminare a cotei de contribuții de sănătate, care înseamnă 10%, și cu aplicarea opțională a contribuției de pensie, care înseamnă 25%, avem din start 35% care ar putea să-i rămână în buzunar acelui tânăr, care, pe de-o parte, așa cum spuneam, are asigurat, are calitatea de asigurată în sistemul de sănătate și, în plus, are suficient de mult timp să-și acumuleze vechime la pensie. Prin urmare, până în 23-25 de ani, atâta vreme cât e în școală, să plătească doar impozit pe venit. La cealaltă zonă a pensionarilor, la fel. Considerăm că ar putea fi, de exemplu, pensionarul lăsat să opteze dacă vrea să contribuie la sistemul de pensii, că deja are o pensie și acum de cele mai multe ori aleargă pe la casa de pensii să-și completeze stagiul de cotizare, ceea ce înseamnă un efort suplimentar. Cine dorește poate să facă acest lucru, să continue să contribuie pentru a-și crește pensia, dar cine nu poate să combine, de fapt,
pensia cu venitul obținut suplimentar din această eliminare a contribuției de pensie, care înseamnă un plus de 25% la salariu, concomitând la fel cu o scutire de contribuție de pensie, dacă se dorește, pentru care deja calitatea de asigurat în baza pensiei. Cu propunerile acestea ați mers către, mai departe către minister? Am mai avut discuții în diverse situații. A fost și toată această perioadă de început de an în care lucrurile cumva s-au axat pe discutarea celebrei ordonanțe 114. Sperăm ca în viitor să reluăm aceste discuții și aceste propuneri și să găsim până la urmă o formulă în care măcar parțial să poată fi implementate, dacă nu ambele, și pentru studenți și pentru pensionari, dar poate măcar pentru studenți. E o mare problemă cu forța de muncă și credem că orice măsură care să stimuleze încadrarea și să asigure un plus de venituri persoanelor care lucrează, cred că sunt bine venite aceste măsuri. Am văzut proiectul de amnistie fiscală publicat de Ministerul Finanțelor. Mai merită să plătim taxe în România? Da, nu cred că acel proiect de amnistie își dorește să transmită un mesaj cum că nu mai trebuie plătite taxele. Până la urmă, acolo și termenul poate e un pic, am văzut că s-a discutat destul de mult, dacă să-l numim amnistie, să-l numim restructurare, da. Acel proiect, așa cum îl înțeleg eu, până la urmă vizează o situație care seamănă mai mult cu restructurarea, pentru că până la urmă presupune plata unei părți din principal cu posibilitatea de a beneficia de o anulare a unei alte părți de principal și a accesorilor în anumite condiții, în baza unui plan de restructurare care să presupună un angajament ca taxele curente să fie plătite, iar acel istoric să fie eșalonat, plătit în timp. De fapt, că aici era o mare problemă legată de aplicarea măsurii de eșalonare deja existente în codul de procedură, mm-hmm. pentru cei care nu pot deja să mai beneficieze de ea, pentru că fie nu pot să ofere garanții, fie au mai pierdut astfel de eșalonări în trecut, cumva nu mai au altă soluție pe legislația actuală. Și autoritatea a venit cu o propunere, zic eu, de salutat. Așteptăm acest proiect de un an de zile, îl avem într-un final, pentru că primele discuții cred că au fost undeva în vara anul trecut. S-a tot discutat că o să vină, o să fie, cum o să arate. Iată că a venit, eu zic că nu arată chiar rău. Cred că ar trebui să ne aplecăm mai mult asupra lui și să vedem dacă e de îmbunătățit, ce ar trebui îmbunătățit. Am văzut niște discuții legate de plafon. Că de ce doar cei peste un milion? Poate se poate coborâ acel plafon. Cine intră? Căs de stat sau sunt privați? Cred că nu e atât de important. Dacă reușim să salvăm câteva întreprinderi cu un astfel de program și ele devin până la urmă viabile, nu e rău. Cred că e un lucru bun și ar trebui un pic mai atent studiat și de făcut îmbunătățiri acolo unde se pot face și să-l aplicăm cât mai repede. Că până la urmă, cu cât trece timpul, cu atât acele întreprinderi se duc în niște dificultăți mai ample. Cum vi se pare ideea introducerii unui impozit forfetar pentru 98% dintre firmele din România? Mi-e greu să-mi imaginez exact cum o să arate, că deja avem practic impozit pe profit, impozit pe micro, impozit specific și am avea încă un tip de impozit forfetar care nu știu ce ar trebui să rezolve. Pentru că spuneam mai devreme că deja 85% din firme sunt în sistemul de micro-întreprindere. Practic mai avem poate 80-90 de mii de agenți economici plătitori de impozit profit. S-ar putea să fie chiar mai puțin. Nu știu ce vrem să rezolvăm cu acest impozit forfetar, pentru că până la urmă impozitul pe cifra de afaceri e un tip de forfetar. Da. Care de bine de rău funcționează cam de 18-20 de ani în România. Cred că a fost introdus prima dată în 2001, dacă mi-aduc bine aminte, cu diverse modificări legate de cote, legate de plafoane, dar el a funcționat și pare că a produs până la urmă beneficii companiilor care au aplicat un astfel de sistem, ușurând un pic și partea de evidență și partea de interacțiune cu organul fiscal, pentru că nu mai era atât de necesară verificarea deductibilității cheltuielilor, și atunci nu știu exact ce ar trebui acest nou impozit să rezolve din ceea ce e, cred eu, deja rezolvat de impozitul pe micro-întreprinderi. Ați văzut destul de recent, cred că acum 2 săptămâni, s-a publicat în Monitorul Oficial modificarea pe construcții. Mult așteptată la modificare pe construcții, datorită, din cauza, de fapt, ordonanței 114. Cum vi se pare că arată asta nouă?
Da, din păcate e un text care necesită în continuare clarificări. O mare problemă care rămâne în urma acestei publicări este legată de intrarea în vigoare a acestui nou text, pentru că pare că sunt niște prevederi contradictorii și care poate unele din ele retroactivează, pentru că, pe de o parte, la final este o prevedere care spune că intră în vigoare în 30 de zile de la publicare. Da. Pe de altă parte, în textul articolelor, așa cum sunt ele scrise, pare că se referă la perioada 1 ianuarie 2019 și în viitor. Deci pare că textul în sine e un pic contradictoriu și așteptăm o serie de clarificări să vedem cum va arăta și modificarea din declarația 112, unde ar trebui trecute sumele, pentru că poate văzând declarația ne vom da seama exact ce a avut intenție legiuitorul, însă deocamdată sunt o serie întreagă de lucruri care sunt nelămurite. E acea discuție care am văzut care a apărut săptămâna trecută legată de ajutorul de stat. Cred că asta ar trebui clarificată cât mai repede, pentru că altfel cu cât trece timpul, în cazul în care va fi declarată ca ajutor de stat această măsură, cred că va fi foarte dificil pentru agenții economici care au aplicat-o să facă corecțiile și să plătească sumele, și de asta zic, cu cât trece timpul, cu atât cred că e mai rău și orice astfel de lămurire cred că ar trebui adusă cât mai repede. Credeți că îi poate ajuta cumva Teodorovici în cazul ăsta? Că Teodorovici a spus așa, care și planul în cazul în care se decide că este ajutor de stat, a spus care și planul B și planul C și planul D. Care ar putea fi? Nu știu care sunt aceste planuri de rezervă, însă cred că e mai bine să lămurim odată pentru totdeauna dacă o astfel de măsură este sau nu ajutor de stat, că altfel acele planuri s-ar putea să funcționeze sau să nu funcționeze. Deci cred că n-ar fi bine să le testăm. În cazul în care se va decide că este ajutor de stat, firmele vor trebui să dea banii înapoi sau poate să facă statul cumva ceva, nu știu. Din păcate, măsurile care sunt ajutor de stat, care trebuie recuperat, nu pot fi amnistiate, adică astfel de sume nu pot fi iertate. Și dacă ne uităm, revenind un pic la discuția legată de acel proiect cu restructurare, acolo e un text explicit care spune că sumele reprezentând ajutor de stat dispus a fi recuperat nu pot face obiectul unui astfel de proiect. Deci într-o astfel de situație în care s-ar decide că acea sumă pe care compania n-a plătit-o angajatul, n-a plătit-o, reprezintă de fapt o măsură de ajutor de stat care trebuie sumă recuperată, nu prea văd care ar fi soluțiile, adică totale cele planuri B, C, D, eu nu acum nu prea îmi dau seama cum ar putea să sune. Credeți că vom reuși vreodată să vedem declarația unică complet online? Acum, practic, s-a revenit din nou la formatul hârtie, concomitent cu cel online, pentru că pe online se blochează serverele. Când vom avea oare un ANAF informatizat care să poată să preia declarația unică online? Să sperăm că de curând. Există acum acel Centru Național de Informații Fiscale care înțeleg că ușor începe să-și intre în ritm. Să sperăm că va reuși să-și completeze resursa de IT atât cu partea de hardware și cu partea de software, astfel încât să facă tot acest proces de interacțiune online posibilă. Pentru că altfel e ceea ce am spus de fapt de anul trecut, de când s-a pus în discuție această idee a declarării exclusiv online, că la sistemul existent în ANAF e imposibil la acest moment să se facă acest lucru, pentru că nu există capacitatea tehnică a ANAF-ului să facă față tuturor conectărilor. Noi sperăm ca să se întâmple cât de repede. Din păcate, pare că lucrurile nu se mișcă așa cum ne așteptam. A fost tot acel proiect cu Banca Mondială, care atunci părea departe termenul 2019, când trebuia să fie complet operațional. Era, de fapt, 2018. Suntem, practic, la un an după ce ar fi trebuit implementat și încă n-avem nimic, sau poate chiar suntem mai rău decât eram în 2013-14, când s-a demarat acel program. Legat de proiectul cu modificările la codul fiscal, de care vorbeam mai devreme, care include partea de consolidare fiscală, credem că ar trebui pus cât mai repede în dezbatere. Știm că există un text, a tot circulat în presă la un moment dat, în iarnă, o variantă de text, așa cum a fost pus în dezbatere și acest proiect cu restructurarea, care, ok, poate mai are nevoie de îmbunătățiri.
Credem că și acel text privind codul fiscal ar trebui pus cât mai repede în dezbatere publică, pentru că avem practic 2 luni la dispoziție. Pe legea de abilitare există o ordonanță de modificare a codului fiscal, a codului de procedură, o ordonanță de măsuri financiar-bugetare, adică pare că ar avea posibilitatea guvernul pe durata verii să aprobe astfel de acte, însă, așa cum spuneam, în 2 luni de zile timpul trece repede, acel proiect, la cum l-am văzut la acel moment, e destul de complex. Sunt modificări și care vizează partea de lege 31 cu o serie de reguli noi cu privire la completarea capitalului social, adică sunt lucruri de amploare care trebuie dezbătute și discutate și mie că iarăși vine august, sunt 2 săptămâni în august când de obicei guvernul e în vacanță, vine ulterior în coșință de guvern, s-a terminat vara, începe sesiunea parlamentară, nu se mai poate da ordonanță simplă și am pierdut trenul ăsta. Adică poate ar fi bine să se dezbată, să se aprobe eventual, sau dacă nu, măcar făcut proiect de lege și trimis în Parlament, dar oricum ar fi bine să intre în vigoare cu 1 ianuarie toate acele modificări. Adică să există totuși un timp de înțelegere a textului, pentru că, așa cum spuneam, sunt modificări substanțiale. Sunt curios. Sunt stresați consultanții fiscali că la finalul acestui an ne vom trezi cu o nouă ordonanță 114? Ce să zic, stresul până la urmă trece prin experiență, adică văzând că lucrurile în fiecare an s-au întâmplat la fel, nu mai e un stres neapărat, adică devine o obișnuință. Nu spun că e bine, dar intrăm într-o normalitate ciudată, ca să zic așa, că totuși nu asta ar trebui să fie normalitatea, dar să sperăm că nu se va întâmpla și de-aia spuneam mai devreme că lucrurile ar trebui cumva dezbătute cât mai devreme și lăsa timp să se înțeleagă astfel de modificări. Pentru că, repet, n-a deranjat foarte mult multitudinea de modificări. România e încă într-o perioadă în care are nevoie de îmbunătățiri și în legislație și de foarte multe ori mediul de afaceri a fost cel care a solicitat astfel de lucruri. Dovadă, ce vă spuneam mai devreme, de consolidarea fiscală. E un subiect care discută de ani de zile. La un moment dat trebuie făcut, dar nu trebuie făcut de pe azi pe mâine. Adică dacă tot îl facem, haide să-l discutăm, să-l avem de la un început de an aplicabil, să nu mai fie cu bucăți din an, pentru că nu se poate fizic aplica în momentul în care lucrăm pe fracțiuni de an. Adică sunt niște constrângeri care sunt firești. Aveți probabil multe întâlniri și cu oameni de afaceri din străinătate. Cum văd ei acum România față de cum vedeau anul trecut? Că în aceeași perioadă, spunem vara. Iarăși depinde la ce nivel se poartă discuția. Dacă discutăm de impozitul pe venit și toți înțeleg că în România impozitul e 10% și atât, mai ales în zona de PFA-uri unde spuneam că există acele contribuții la salariul minim, toți foarte încântați și spun că ar vrea și ei. Dacă discutăm de zona de salarii și explicăm care e costul salarial total, nu mai sunt atât de încântați. Adică lucrurile cumva diferă în funcție de zona în care se poartă discuția.